Bună seara, stimați telespectatori! Bine v-am regăsit din nou la o nouă emisiune de muzică populară, Cântecul și Voia Bună și vreau să vă spun din toată inima un la mulți ani, din toată inima și din tot sufletul meu și cred că și în asentimentul meu este și invitata mea din această seară, dar am să o dezvălui după foarte puțin timp, pentru că vreau să-i dau citire câtorva cuvinte frumoase care o reprezintă pe ea și, bineînțeles, cum v-am obișnuit pe dumneavoastră, să începem de fiecare dată emisiunea Cântecul și Voia Bună. Un om cu suflet mare îi grăiește cu glas tare. Asta nu-i muncă ușoară să cânți muzică populară. Trebuie să muncești, să muncești, să ajungi o perlă a muzicii populare românești. Un chip frumos de îngeraș, un zâmbet cald de copilaș, din fire e ambițioasă, ea de cântat nu se lasă. Așa este Mihaela Vărzaru, bine ai venit în căsuța noastră după Crăciun. Bună seara și bine v-am găsit! Vreau să vă mulțumesc că m-ați invitat la această emisiune și să le spun telespectatorilor că iubesc foarte mult, deoarece datorită lor ne ridicăm cumva și ne aplaudă, ne face să ne simțim mai bine. Uite, eu sunt bucuroasă că tu te afli în această seară cu mine. Eu vreau să fac o surpriză telespectatorilor, mai ales cu tine, pentru că tu ești, într-adevăr, exact cum am citit, ești un îngeraș, ești un copil care tu meriți mult. Dumnezeu te-a înzestrat cu acest dar să cânți. Ești ambițioasă, asta am văzut la tine, știu foarte bine că nu te lași. Și știu că la acești ani care îi ai tu, spre muzica populară ai început să progresezi, datorită festivalurilor care tu ai participat, unde ai luat premii. Deja ai început să ai un palmares în viața ta profesională. Așa este. Ia spune-mi și mie, de unde dragostea asta de cânte? Cântă cineva din familia ta? Nu cântă nimeni, dar Nu mi-a cântă plăcut nimeni. foarte mult muzica populară și am zis... Dumnezeu a pus așa o amprentă pe tine. Da, și am zis să merg pe drumul acesta, că poate nu fac rău. Și totuși tu ești prea blând așa eu știu, la viața asta, la meseria asta care ți-ai ales-o, să știi că nu este chiar atât de ușoară. Știu, Știai lucrul ăsta? dar acesta este felul meu. Poate pe parcurs să fiu mai puternică și... Nu, tu ești puternică de acum, deja ai început să-i împiept această viață și, până la urmă, această meserie face parte și din școala vieții. Ai foarte multe de învățat din această meserie și vei avea timp să cunoști oamenii, să-ți dai seama de ei cât de buni sunt la suflet, dacă-ți vor binele sau nu. Eu știu că tu iei un sfat ca atare. Așa este. Și foarte bine faci, mai ales că ești un copil, dar sfaturile să știi că le vei lua și când vei înainta în vârstă, că și eu la rândul meu fac același lucru și mulți alți colegi de-ai noștri. Dar ce vreau să zic eu ție acum? Eu pentru tine am o surpriză. Voi cânta eu un colind special pentru tine, Mulțumesc. că mai ales că ne-ai călcat pragul, colegul meu din regie spune că încă nu l-a pregătit, dar o să-l pregătească imediat. Dar ce înțelegi tu prin colind, așa? Ce crezi tu că exprimă colindul? O liniște Așa sufletească, este, așa? o liniște sufletească, o bucurie, fericire. Colindul este ceva extraordinar. Te unge pe suflet, cum să zic așa. Așa este. Și știi cam în ce perioadă se cântă colindă? Da, cam din luna decembrie până luna ianuarie, când totuși mai sunt sărbătorii, sfinți. Așa este. Deci cam aproximativ până pe 7, cam așa se Da. cântă colindele. Uite, eu îți fac ție un cadou acum și să-l primești ca atare, deschide ușa creștine, pentru că toți cei care ascultăm colinde, stimați telespectatori, se spune că ne purifică sufletele și
Bineînțeles că vom fi și mai buni unii cu ceilalți. Pentru dumneavoastră, eu în persoană, Victorița Cică, vă cântă un colind, Deschide ușa creștinile, și special pentru invitata mea, Mihaela Vărzaru. La mulți ani, mulți ani cu bine. La mulți ani vă doresc și eu sănătate multă și tot binele din lume și celor care ați serbat ziua de Sfântul Ștefan, care a fost acum două zile. Cred că luni a fost, nu? Da. Ziua Sfântului Ștefan. Ai avut vreo aniversare în familie de nu. Acest gen? Nu. O să am pe 7 ianuarie de Sfântul Ion, este ziua tatălui meu. Ziua tatălui tău, la mulți ani. Mulțumesc. La mulți ani și e bucuros cu tine. Tu faci bucurii în casă. Mai ales că le cânti părinților tăi? Da, le cânt.
Dar ție ți-a cântat mama ta când te legăna pe picioare, când erai mai mică? Da, am cântat așa. Și cam ce să cânta așa? Păi, ce venea mamei atunci să cânte? Cântece populare, vechi. Așa se cântau pe timpuri și mi le cânta. Are voce mama ta? Uite, acum ne aude că e cu noi în platou. Dar este în spatele camerelor de luat vederi. Să vă trăiască fetița, doamnă scumpă. Nu pot să spun că nu are voce, dar cât de cât acolo un gram de voce are. Ia spune, dar părinții tăi te-au luat de mână și te-au dus la școala populară? Te-au înscris acolo sau? Da, m-au înscris. Te-au dus la o școală anume sau la o profesoară anume de a-i învăța să cânti? Da, m-au dus la școala populară de artă împreună cu mine, că și mie mi-a plăcut să cânt. Iar acolo... A, deci m-au... nu te-au împins de la spate? Nu, nu, nu. Nu, ce nu-mi place să fac nu mă obligă, că dacă e să mă oblige nu pot să fac toate lucrurile așa de frumos. E și acolo bine. Am plecat împreună la școala populară de artă, cei de acolo m-au primit cu inima deschisă și m-au selectat, le-au plăcut și am ajuns la o profesoară. Și ce a zis profesoara? A zis că am cât de cât talent, dar pe parcurs o să se formeze și mai mult. Așa m-a ajutat, este, are dreptate. M-a scos prin televiziuni, prin spectacole, ca să pot să mă obișnuiesc. Și asta când s-a întâmplat? Când aveam vârsta de vreo 10 anișori. Și acum câți ani ai? 14. Deja 4 ani de zile au trecut în cariera asta ta care tu ți-ai ales-o. Eu acum am să te invit la cântat, la locul cu pricina, cum îi zic eu, Mihaela, să ne cânți și să ne încânți cu cântecele frumoase. Deocamdată vei cânta 3 cântece de început. Până te pregătești tu, Mihaela, eu am să dau citire numerelor de telefoane care dumneavoastră, stimați telespectatori, puteți să trimiteți dedicații la numărul de SMS 0769632256 sau la un număr de telefon 0351406803, unde dumneavoastră puteți intra în direct cu noi, puteți chiar în direct să faceți dedicații speciale pentru sărbătoriții care i-ați avut în familie de Sfântul Ștefan sau pentru cei care aniversează o zi de naștere și de ce nu să vorbiți și cu invitata mea care este foarte ambițioasă și îi place într-adevăr să cânte, să ajungă, cum i-am pus eu numele, o nouă perlă a muzicii populare românești. Pentru dumneavoastră, Mihaela Vărzaru. Ca două ore
dragule mele, iubit mai, multe mări te-au doinit, frumoase ca niște flori, cu glas de privietori, frumoase ca niște flori mai, cu glas de privietori. Și pe Mihaela Vărzaru, tot din Gorj, nu? Deja prin cântec mi-am dat seama că tu ești stabilită în Plopșorul, nu? Dar unde ești tu născută? Că tu nu ești născută în Plopșorul Gorj. Nu, sunt născută la Filiaș. Acolo te-a născut mama ta. Da. Păi, și de unde? Din Filiaș și în Plopșor? Cum de-ai ajuns acolo? Păi, comuna Plopșorul sunt eu și satul Cursaru, dar la spital m-a născut la Filiaș. Altundeva nu avea unde. Uite, eu am o surpriză pentru tine acum la telefon. Este cineva special care îmi este și colegă dragă mie, dar și pe tine te cunoaște foarte, foarte bine și cred că este drag că tu astăzi, la sfârșit de acest an și chiar ultima emisiune a noastră, care noi trebuia să facem o retrospectivă, cu tine vom încheia această emisiune. Cine crezi că este? Spunem alo, bună seara! Bună seara! Bună seara! Sunt Maria Olteanu. Să rămână! Bine ai venit, draga noastră! Nu puteam să nu intru în direct. Într-adevăr am fost plecată și acum am ajuns la copii, la nepoțica mea. Bine ai făcut și să străiască. Și mi-a dat telefon soțul meu și mi-a zis, vezi că este micuța privighetoare de la Turceni. Așa este. La Victorița în emisiune și vreau să spun că mă bucur foarte mult, mie tare dragă. Are o voce superbă. Așa este. Și, într-adevăr, este o micuță privighetoare a Gorjului. Mulțumesc. Sunt convinsă că va ajunge destul de sus în timp, pentru că părinții ei o ajută foarte mult și nu numai ei, și profesorii, și chiar și noi, soliștii, și eu, și am observat că și ție îți place foarte mult și ai început să o ajuți. Da, dacă nu-mi plăcea, chiar nu o ajutam, dar mie îmi place foarte mult cum cântă și mai ales la anii ăștia care ea îi are, este foarte ambițioasă și... Așa este, da. De asta am zis să nu luăm mâna după ea, Maria. Eu îți mulțumesc din toată inima, emisiunea vrem să ți-o dedicăm ție și familiei tale întregi și mai ales nepoatei tale, care este o scumpă, din păcate eu n-am
am ajuns să o văd. Dar mi-ar fi drag să am timp să trec pe la tine și să Te invităm să o vezi. Și vreau să fac și o dedicație pentru copiii mei, pentru Cristina, pentru Mihai, pentru Delia și bineînțeles și pentru cea mică, pentru Andreea. Să trăiască cu toții. Pentru mama soacră, este lângă mine și facem vă vedem pe amândouă. Sunteți frumoase amândouă. Mulțumim din inimă. Și emisiuni tot așa de frumoase în continuare. Îți urez, Victorița, să te ajute Dumnezeu. Mulțumesc. Să ajungi cât mai sus, așa cum i-am urat și privighetoarei noastre. Mulțumesc frumos, Mihaela. La fel și ție, să ai numai emisiuni frumoase. Îți mulțumesc din toată inima, Maria. Știu că tu ești o colegă minunată, o colegă cu suflet mare. Mi-aduc aminte că am întâlnit-o pe Mihaela amândouă la Turceni, nu? Da. La un nuntă. Mai ești pe firmi, Maria? Da, sigur. Credeam că ai închis. Spun că mi-aduceam aminte de cum am cunoscut-o noi pe Mihaela la un nuntă la Turceni, nu? Da, din așa e, am fost amândouă la nunta aceea, da? Da, da. Îți mulțumim din toată inima, Maria. Și eu vă urez un an nou fericit. Mulțumim mult de tot asemenea. Plin de multe realizări. Mulțumim din suflet și dedicăm toată emisiunea și domnului Sandu. Mulțumim, că nu i-ai dedicat. Vă pup pe amândouă. Și sănătate multă. Sănătate îți dorim și... Numai bine, sănătate. Și numai bine. Și din câte mi-aduc aminte, Mihaela, știu că a venit mama ta la mine atunci și mi-a recomandat. Iar eu te recomandasem în altă parte și totuși tot la mine și la Maria, la Maria Olteanu ai ajuns. Să știi că stai liniștită, că ești pe mâini bune. Atât cât putem noi să te ajutăm, facem tot posibilul ăsta, să fim alături de tine, pentru că și pe noi, la rândul nostru, când noi am început în această meserie, am fost ajutate. Ca fiecare dintre noi avem un început și începutul este foarte, foarte greu. Dar tu de ce ești cu minte așa? Stai și mă asculți. Cum astea spectatorii adă așa din căpușorul ei al micuț și mă ascultă. Înseamnă că îi place așa cum vorbesc. Nu știu, de regulă eu nu prea sunt vorbăreață, las invitatul să vorbească. Dar... Îmi place deoarece aveți o voce foarte caldă și vorbiți foarte frumos. Mulțumesc din toată inima. Uite, până la urmă îți fac și pe plac, mai luăm încă un apel telefonic, spunem alo, bună seara! Alo! Bună seara! Bună seara! Rodica Ozum vă deranjează. Da, doamna Rodica. Nu ne deranjează dumneavoastră. Aș vrea și o dedicație pentru nepoțica mea care făcu o lună și o cheamă Stefania. O, să vă trăiască și pentru băiețelul meu, tatăl fetiței, care îl cheamă Stefan. La mulți ani. Mulțumesc din sufletă română. Pentru băiatul meu Adrian, care e plecat. Pentru sora mea Lili și pentru copilul care urmează. Pentru nepoții, pentru moșicii, familia Tudor, pentru soțul meu Nicolae, pentru băiatul meu Cătălin și dacă s-ar putea din suflet, un cântec cu mama, cântec cu dumneavoastră, doamna Victorița. Da, se va face. O dacă strofă. Regia, nu știu, e pe fază, să spunem așa, o să facem și acest cântec, dar până atunci haideți să vă cântăm un la mulți ani special pentru toți sărbătoriții care i-ați avut de Sfântul Ștefan. Ne dați voie? Live, așa. Hai! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani! Cine să trăiască, Ștefanii să trăiască, mulțumesc, și Ștefania să trăiască, să fie sănătoși cu toții. Vă mulțumesc din suflet. Un an nou fericit și să vi se împlinească toate dorințele. Mulțumim și noi vă mulțumim asemenea pentru toate cuvintele frumoase și se va face acel cântec special pentru dumneavoastră. Tu ai un cântec de mama Mihaela? Da, am cântat... Chiar ai cântat cu da, două fete are mama. Voi sunteți două surori la părinți, da? Da, două surori.
Și părinții pe care o iubește cel mai mult? Ea spune acum secretul că nu ne aude nimeni. Nu pot să spun că nu fac diferențe între noi, deoarece ne iubesc pe amândouă. Atunci bine, înseamnă că ai niște părinți minunați, dar bunicii îți mai trăiesc? Da, mai trăiește bunicul din partea lui tati și bunica din partea lui mami. Numai atât? Da. Și când te duci pe la țară, la Plopșorul, nu? Da. Nu știu, bunica îți face ceva așa, îți pregătește ceva bun? Tot timpul, bunica tot timpul. Cam ce prepară așa? Păi cumpără prăjituri de toate și mă roagă să mănânc, că nu mai vin pe la ea, așa zice, că poate nu mai văd cum sunt bătrânii din ziua de astăzi și mă roagă tot timpul, îmi face toate voile. Păi ia spune și mie, cum ți se pare sărbătoare așa acolo la țară? Când vezi, nu știu, când vezi afară că ninge, vezi zăpada că se așterne pe pământ, pe pomii, vezi toți pomii albi, așa, cum ți se pare? Sărbătorile sunt mult mai frumoase atunci când este zăpadă, da? Da. Dar te-ai dat cu Sania până acum? Da, m-am dat odată. Ai derdeluși acolo? Da. În fața porții? Da, pe o uliță, cu copiii, cu... pe ne astringem, da. Nu cumva să ajungi pe strada principală, pentru că mai circulă mașini și trebuie să ai grijă. Păi, cum să vă spun, simt așa o emoție în corp, un tremurat în corp, așa, când văd... De ce? Nu știu, îmi place foarte mult când ninge, mă simt așa... Nu știu cum să vă spun, mă liniștește când văd lucruri frumoase. E bine, e bine pentru tine. Vrem să te întreb că uitasem de cadou. Noi avem acolo un cadou frumos în fața măsuții, dar nu știu ce este. Nu știu, și tare aș fi curioasă să întreb pe cine să întreb, colegul, pe Mirabela, să întreb ce e acolo. E surpriză. Abia aștept să văd și eu ce surpriză este acolo, dar încă nu avem voie să desfacem cadou. Tu ce cadouri ai primit așa de sărbători? Păi a venit moșul la mine foarte încărcat. Mi-a adus dulciuri. Înseamnă că ai fost cu minte? Eu așa zic că da. Îmbrăcăminte, încălțăminte. Ce am nevoie? Nu ai necăjit niciodată părinții, nu? Ai fost chiar așa de cu minte, nu? Da. Nu pot să spun nu că mi-am... Nu ai și firea asta mai zburdalnică, mai, nu? Ești mai liniștită, da. de fel. Mai emotiv, așa sunt eu de fel. Cum crezi că te văd pe tine colegii la școală, unde tu ești la școală, unde înveți? Că am înțeles că ești o elevă eminentă. Da, așa este. Pot să vă spun că colegii de la mine din clasă sunt dansatori, împreună și eu cu ei. Și vă dați seama, le e drag unde plecăm, în Turcia, unde ieșim afară. Sau ți-ți place să dansezi? Da, foarte mult. Și faci parte din grupul? Cum din ansamblu Brăulețu. Brăulețu? Da. Care unde și are activitatea? Unde își face activitatea ansamblu Brăulețu? La Plopșorul? Nu, la Turceni, la Casa de Cultură. La Turceni. Tu, într-un fel, ești la interferență cu Dolju și Gorju, nu? Cam așa pentru ceva. Pentru că te-ai născut în Filiaș, nu? Acum locuiești în Plopșorul de Gorj. Da. Și cam cum ți se pare ție acel cântat, să zic așa, pentru că fiecare regiune are melisma ei, de exemplu, într-adevăr că Gorjul este predominant în glote. Da, așa este, în glote. Tu ai încercat să faci o glotă într-un cântec de-al tău specific? Da. Că din câte am observat, liniile melodice chiar gorjenești sunt. Da, mai mult la Hăulite. Și sunt grele? Păi, pentru mine n-au fost grele, deoarece m-am născut cu ele în gât, nu să le lucrez, să le pot am face. Am văzut că ai un dar nativ. Chiar dacă aș vrea să scap de ele, nu aș putea. Așa sunt ele. Mi-aduc aminte
pe timpuri când mă duceam și eu la festivaluri, eram împreună cu un coleg de-al nostru, tot așa el, Gorjan, și avea glotele acelea în voce mult mai puternice. Da. Și tot îmi făcea mie pe cap, mă, nu e bine, mă, atât de puternice să le faci, mă, fă-le un pic mai așa, mai, știi, să cadă frumos și la și ureche. Și la ureche, nu trebuie așa accentuate, să cadă cât de cât bine, așa zic eu. Și hăulitele îți plac, că am văzut că ai și hăulite. Da, îmi plac foarte mult, deoarece sunt și din zona Gorjului și da, mă avantajează. Da, te reprezintă, hăulita te reprezintă și... Mi-aș dori din toată inima să ai cât mai multe de acest gen care te reprezintă. Adică să, deocamdată să rămâi la un repertoriu care te reprezintă pe tine, să nu depășești, să nu încerci să cânti un cântec comercial care nu-ți vine da. În voce, pentru că fiind și la început, cum te obișnuiești, așa vei merge mai departe. Și mi-ar plăcea să continui cu acest repertoriu frumos, care... Tu îl scoți așa din sufletelul tău atât de bine și cu timbrul tău cald. Dar vreau să te întreb de doină. Ai încercat să cânti doină? Eu te-am auzit odată, dar aș vrea să te mai aud. Și uite, când mai facem noi emisiuni în direct, în special cu domnul Gagiu, cu prietenul nostru, să ne cânți și live atunci, să ne cânți și o doină. Da, cum are plăcere. Dar poți să ne fredonezi acum da, o doină? Da, cum să nu. Știu că tu cânți frumos live. Lumea deja te-a obișnuit cu, s-a obișnuit cu prezența ta, pentru că tu ai mai participat la emisiunile ale noastre și chiar în direct, stimați spectatori, a cântat. Te ascultăm! Bine când e primăvară, când frunzește codrul iară, păsările cântă în crângă. Caiese la iubit, mândraiese la portiță, cu cămașa cu altiță. Bravo! Stimați spectatori, v-ați dat seama că are o voce frumoasă, o voce care sper să rămână întipărit așa în mintea dumneavoastră și la sufletul dumneavoastră. Acum, nu știu, regia să mai repete încă o dată, ce... Da, îmi spune regia că trebuie să luăm o mică publicitate, după care revenim din nou în studio. În această perioadă specială, El Greco mulțumește clienților, colaboratorilor și angajaților și le urează sărbători fericite alături de cei dragi. El Greco vă dorește un an nou plin de realizări și vă așteaptă să petreceți momente de neuitat într-un cadru select. El Greco vă urează la mulți ani! Complexul comercial Articus vă așteaptă în centrele sale din toată Oltenia. Aici găsești mobilă, perdele, covoare, lustre, electrice și electrocasnice, uși de interior și exterior, toate în acord cu ultimele tendințe. Articus, producător de mobilier de toate tipurile, bucătării, dormitoare, sufragerii, mese, birouri, colțare și canapele. Totul pentru casa ta la cele mai mici prețuri. Articus urează la mulți ani angajaților și clienților săi. Vrei să întâmpini noul an într-un
într-o atmosferă de poveste la prețuri fără concurență, visul tău devine realitate la hotel-restaurant Euforia. Hotel Euforia vă pune la dispoziție 20 de camere, personal care să vă satisfacă toate cerințele. Organizăm cu stil toate evenimentele importante din viața ta. Cu noi poți avea o nuntă selectă și primești cadou o cameră de vis pentru noaptea nunții. Te așteptăm într-un decor deosebit, atmosferă rafinată și meniuri speciale. Hotel-restaurant Euforia. Dorința permanentă de a ne mulțumi clienții și priceperea cu care am adus și aducem pe mesele craiovenilor zilnic cele mai proaspete și ieftine produse din carne ne deosebesc și ne fac să fim prima dumneavoastră alegere din 1991. Casa Corina, magazin cu o bogată tradiție în comercializarea cărnii tranșate de pui, porc și curcan. Produsele din carne Casa Corina sunt o marcă a bunului gust. Casa Corina, în Piața Centrală, carmangerie cu tradiție. Hotel-restaurant Casa Cutei vă așteaptă într-o ambianță selectă să petreceți sărbătorile de iarnă. Casa Cutei dispune de 15 camere spațioase de o eleganță selectă și un restaurant de 120 de locuri într-o atmosferă cafe-concert. Delicat Express vă oferă bucate delicioase la prețuri pentru orice buzunar. Delicat Express vă urează la mulți ani și vă așteaptă și în noul an în locațiile sale. Delicat Express, prețurile practicate sfidează orice concurență. Complex hotelier Helin Aeroport, cel mai modern loc din orașul tău, dispune de 58 de camere. 3 săli de conferințe, 2 săli de restaurant de 300 și 450 de locuri. 2 cluburi. De curând am deschis primul bazin de înot acoperit din Craiova, unde te poți bucura de piscină, saună și jacuzzi. Helin, locul ideal pentru nunta ta. Nazaret, pentru tine și casa ta. Nazaret este locul unde vei găsi mereu tot ce îți dorești. Aici totul este așa cum ai visat. Frumos, elegant și de calitate. Mobilă, electrocasnice, electrice, parchet, covoare și decorațiuni interioare. Toate la Nazaret, strada Decebal, numărul 6. Nazaret, pentru tine și casa ta. Nazaret urează tuturor clienților și colaboratorilor săi sărbători fericite. Emilio continuă să te surprindă cu cele mai atractive oferte. O varietate de oferte destinate ție. Nu rata! Ristorante Emilio și Pane în Vino. Comandă o pizza și vei primi o băutură gratis. Dacă te hotărești la două, ai două băuturi gratis. Iar la patru pizza comandate, primești o pizza gratis. Te-ai încurcat în atâtea oferte? Sună la 0765-690688. Iar ca să te mulțumim pe deplin, cu 12 lei poți servi meniul zilei. Ristorante Emilio și Pane în Vino. Cartier Brazda lui Novac, complex nou. SC Baca Frig Impec SRL comercializează vitrine și camere frigorifice la cel mai bun preț de pe piață. La noi găsești mobilier frigorific de cea mai bună calitate importat din Italia, Portugalia, Polonia, Lituania și Grecia. Pentru afacerea ta la SC Baca Frig Impec SRL găsești și camere frigorifice industriale. În plus, la cerere asigurăm designul magazinului de prezentare. Noi îți oferim livrare din stoc cu transport gratuit și beneficiezi de garanție și service. Te așteptăm la SC Baca Frig Impec SRL din cartier Bariera Vârcii, numărul 19. Telefon 0351 807 607 sau 0766 264-144. Baca Frig urează tuturor colaboratorilor și angajaților sărbători fericite și la mulți ani. Îți dorești o petrecere reușită, dar nu ai ales locația? Glamour Bistro satisface cele mai exigente gusturi într-o ambianță senzațională, cu un personal foarte bine pregătit. Doar la Glamour Bistro savurați preparate cu specific francezesc, spaniol, italian și românesc. Toate acestea le poți comanda și acasă la 0743 175 868. În curând, Glamour Bistro vă obligă la distracție, organizând petreceri de karaoke, stand-up comedy și muzică veche la Glamour Underground. Glamour Bistro urează clienților și angajaților un sincer și călduros la mulți ani. Vrei lucrări de calitate în domeniul construcțiilor civile și industriale? Alege Reconenescu Company. Realizăm alimentări cu apă și canalizări, drumuri și platforme, tâmplărie din aluminiu și PVC. Reconenescu Company vine în sprijinul dumneavoastră. Prilejul sărbătorilor de iarnă, Recon Enescu Company mulțumește colaboratorilor, beneficiarilor și angajaților și vă urează un an nou fericit.
dinamism, avantaj. Ada Electric, cel mai mare showroom de produse electrice și electrocasnice din Oltenia. Peste 3000 de modele de corpuri de iluminat pentru toate interioarele și exterioarele. Toată gama de aparataj electric și electrocasnic. Prin Ada Electric puteți achiziționa tot ce vă doriți și în rate direct din magazin. Echipa magazinului vă prezintă cea mai bună soluție pentru a avea confort maxim în căminul dumneavoastră. Ada Electric. Cumperi mult, plătești puțin. Acesta este un ghepard care vânează, cel mai rapid animal din lume. Și acesta este un om. El a auzit de prețurile mobilei de la Casa Bogdan. Casa Bogdan, mobilă la prețuri rezonabile în orașul tău. Nu pierde șansa să o cumperi. Și-a ratat șansa. Târgul de săptămână de la Făcăi vă pune la dispoziție spații comerciale. Fii prezent în târgul de săptămână de la Făcăi cu produsele tale. Clienții sunt așteptați cu o gamă variată de produse la prețuri accesibile pe timp de criză. Ne găsești la Făcăi. Relații la telefon 0745 620 559. Reconesa execută cu echipe de specialiști construcții civile și industriale la cheie, amenajări interioare, balustrade de inox, pardoseli industriale, hidroizolații și pereți cortină. Pentru calitate și durabilitate, alege SCR Con SA. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, urez beneficiarilor, colaboratorilor, angajaților și tuturor craiovenilor multă sănătate, mult noroc și la mulți ani! Cu ocazia sfintelor sărbători ale Crăciunului și Noului An, echipa managerială a companiei de apă Oltenia S.A. vă urează sănătate, bucurii, împlinirea tuturor dorințelor alături de cei dragi. Sărbători fericite și un an nou fericit! La mulți ani! Ești hotărât să faci lucrurile așa cum trebuie. Atunci, cu siguranță, apelezi la Todome. Todome execută lucrări de orice gen din fier forjat. Porți, garduri, balustrade de interioare, mobilier. Todome distribuie o gamă largă de elemente din fier forjat. Todome, tâmplărie PVC cu geam termopan, profil Rehau Germania, de cea mai bună calitate. Todome Showroom, pe strada Madonna Dudu, numărul 25, telefon 0731 017396 sau www.todome.ro. Crăciunul este aproape și sufletul se pregătește să primească cu smerenie și voie bună vestea nașterii Domnului nostru. Fie ca minunatul spirit al sărbătorilor de Crăciun să vă însoțească mereu, să vă protejeze, să vă vegheze și să vă lumineze. Crăciun fericit și un an nou minunat, plin de lumină și iubire. Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic minim 2 litri de lichide. Și ție în a mea copilărie. Oh, 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 mamă, mamă, un copil oricât greșește, măicuța tot îl iubește. Oh, 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 mamă, mamă, un copil oricât greșește,
Măicuța tot îl iubește. S-a dus, taică meu, ai fost lângă noi mereu, mă. Dar citeam pe chipul tău că fără el ți-era greu, mă. Poate sufletul plângea, era bucuria ta, mă. Ai dat speranță să ne bucurăm de viață. Of, 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 mamă, mamă, tu ești pentru noi icoană. Te iubim din suflet, mamă. Of, 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 mamă, mamă, tu ești pentru noi icoană. Suflet, mamă. Sănătate și îți cânt să uiți de toate. Poate așa ți-a lunecat cazul ce ți-a ofilit obrazul. Să nu-ți mai văd tristă fața, că tu ești mamă speranța. Măicuța tot îl iubește. Oh, oh, mama, mama, tu ești pentru noi icoană. Te iubim din suflet, mama. A fost special pentru doamna Rodica acest cântec, mamă, dacă ți-am greșit, și bineînțeles pentru toate mamele care ne urmăresc la această oră și pentru mama ta, Mihaela. Îi mulțumim din toată inima pentru că ți-a dat viață și Dumnezeu a aruncat acel strop de, eu știu, de mir pe tine ca tu să fii înzestrată cu acest dar De cel de sus. Dar până te pregătești tu, dacă îmi dai voie, pentru că tu ești invitata mea din această seară, să dau citire câtorva mesaje care deja au ajuns la noi. Dedic această emisiune muzicală în dar tuturor care și-au serbat ziua de nume. Le urez la mulți ani și sănătate multă. Mă numesc Georgescu Emil și sunt din Podari. Mulțumim frumos pentru acest mesaj. Doamna Vitoiță, aveți un cântec cu mama tare frumos. Nu îl cântați și pentru mine, că vreau să-l dedic mamei mele. Mă numesc Leonor Marius din Craiova. Chiar acum am cântat pentru dumneavoastră acest cântec preferat. Ce fetiță frumoasă și inteligentă aveți lângă dumneavoastră, doamna Vitoița. Îi dorim succes în muzică, dar să ne mai cânte și nouă ceva, dacă se poate. Semnează familia Anghelescu din Craiova. Deci până la urmă tu ești urmărită și apreciată de telespectatorii postului nostru de televiziune GTV. Sunt bucuroasă, doamna Vidorița, dacă mi-ați citi mesajul. Vă iubesc tare mult, sunt Marinela Preda din Cornițoiu și aș vrea să mai aud acea colindă, deschide ușa creștine. Mulțumesc.
Chiar la începutul emisiunii am cântat această colindă special pentru dumneavoastră și pentru toți telespectatorii. Mă numesc Amalia, doresc un cântec cu părinții, dacă se poate, vă rog frumos, că vreau să îl dedic părinților mei care m-au crescut și eu îi iubesc pe amândoi. Păi, toate cântecele din această seară noi vi le dedicăm, doamna Amalia. Și, bineînțeles, acum pentru dumneavoastră cântă Mihaela Vărzaru. Oh,
puțin de la perii, să te întreb unde-ai fost ieri, de-ai fi fost după iubit. Mare păcat ai făcut, ești puțin de la perii, să te întreb unde-ai fost ieri, de-ai fi fost după iubit. Mare păcat ai De-ai fi fost după iubit, mare păcat ai făcut, trup frumos să iei loc. Îl cerți așa din când în când? Ai vreun prieten? Deocamdată nu. Nu ai niciun prieten. Lasă că mai este timp. Ai timp suficient ca să-ți faci și un prieten și un prieten așa pe placul tău și după sufletul tău. Încă tu ești prea blândă, trebuie să-ți găsești pe cineva care să fie mai blând. Știi că bărbații în timpul de azi mai dau așa câte o palmă la femei. Asta se mai întâmplă. Vrem să te întreb de costum, care îți aminte în acest cântec de portul popular. Că amintești și de Neica, amintești și de portul popular. La voi prin sat, pe acolo, cei tineri se îmbracă în costume naționale de sărbători? Deocamdată nu prea se mai ține. I-ai văzut așa? Da, i-am văzut, dar nu prea se mai ține tradiția cum se ținea înainte, nu. Ca bătrânii, nu. Dar câteodată, cum sunt sărbători, merg la cât un spectacol, se îmbracă și femei mai bătrâne, copii mai mici. Și hora satului acolo se face la voi unde tu locuiești? Nu se mai face. Nu. Nu se mai face. Nu mai sunt timpul acela. În zona noastră se mai practică așa. Adică se face un fel de sărbătoare. Se întâlnesc toți cei tineri, se îmbracă în costum național. Nu trebuie neapărat să fie o sărbătoare de un sfânt anume. Da, mai sunt unele zone în care mergi și la biserică îmbrăcați în costum popular. Se mai practică, dar la noi... Și baluri se practică la voi? Da. Baluri la sfârșit de săptămână, în căminele culturale. Așa se făceau și pe la noi și se mai fac. Da, dar mai rar. În continuare, prin partea calafatului. La voi? La noi nu prea se mai fac așa. Poate rare ori când este ceva, o sărbătoare sau da, așa, nu. Uite, vom lua un telefon acum și spunem... Bună seara! Așa. Claudiu mă numesc. Bună seara! Mihaela este verișoară cu soția mea. Așa este, da. Și vreau să-i urez o carieră strălucită în muzică. Mulțumesc. Doamne ajută. Și o dedicație pentru soție. Ce cu mare drag. Taia, orice. Toate cântecele din această seară. Nu, Mihaela? Da, cu siguranță. Da. Vă mulțumesc mult. Bună seara. Bună seara. Mulțumim din toată inima. A fost un pic cam scurt. Da. Fiate, Mihaela. O să propunem să facem așa. O retrospectivă. Emisiunii mele, Cântecul și Voia Bună, în care au călcat pragul foarte mulți soliști, printre care și tu te enumeri. Da. Dacă îmi dai voie să le dau citire și da, am să cer voie și estimaților telespectatori care ne urmăresc, să ne mai reamintim numele soliștilor care dumneavoastră i-ați văzut aici în platoul emisiunii Cântecul și Voia Bună și bineînțeles că și dumnealor la rândul dânșilor au venit cu mare drag special pentru dumneavoastră și vrem să le mulțumim ca atare, să le pronunțăm numele pentru că merită și de ce nu îi așteptăm și anul viitor tot cu cântece frumoase, cu repertoriu adecvat care l-au specific dumnealor. Am să dau citire așa. Vom începe exact cum au venit în emisiune. Neta Soare, Nelu Bițână, Sanda Argint, Rodica Mitran, Livia Argintaru, Vasile Ciobanu, Daniela Cernea,
Emilia Ghinescu, Marius Măgureanu, Marian Giura, Camelia Bălmău, Georgiana Ion, Aneta Șișu Bobolan, Emil Pondilă, Carmen Blejan, Ionela Streață Bongiu, Zorica Savu, Ileana Matus, Maria Olteanu, Angela Călin, Gabriel Zăvoianu, Marcela Fota, Corina Dragomir, Ionel Stanca, Cristian Codolan, Luciana Văduva, Ionela Bădălan Toader, Stâncuța Luță, Constantin Măgureanu și nu în ultimul rând Mihaela Vărzaru, cel care este ultimul este și cel din tâi. Ce vrei ca anul viitor să ți aducă? Ce îți dorești tu de la acest nou an care va veni? Păi, mi-aș dori să fie acel an cu multă înțelegere, fericire, bucurii pentru toți oamenii care au nevoie de bucurie, de fericire, să le aducă acolo, în casă, ceva. Ți-ar plăcea să fii tot timpul așa pe drum, la filmări, la, eu știu, la înregistrări, la emisiuni? Ți-ar plăcea să fii tot timpul așa, călătoare? Da, mi-ar place foarte mult, pentru că de aici încolo acestea fac parte din viața mea și îmi plac foarte mult. Îți dorești să continui mai departe studiile muzicale, să zic așa, să faci o școală de muzică, o facultate, ceva? Da, mi-aș dori, deoarece acesta este visul meu, muzica populară. Mi-aș dori să fac un liceu de muzică populară, dar mai vedem ce mai e pe parcurs. Să știi că într-un fel e bine că toate acestea le faci la timpul lor. Că atunci când vei înainta în vârstă, nu prea mai ai aceeași poftă de viață, de a învăța, precum ești la anii ăștia. Dar, apropo, tu mi-ai zis mie că vrei să transmiți câteva mulțumiri unor persoane care pe tine te-au ajutat foarte mult și care, într-adevăr, te și urmăresc aici, în Craiova. Care sunt acelea persoane? Profesorilor mei de la GSE Turceni, doamnei diriginte Florea Ioana, îi mulțumesc foarte mult pentru ce face pentru mine, deoarece mă învoiește la școală și mă înțelege foarte mult. Da, asta e oful cel mai mare, că doamna profesoară, vă rugăm din toată inima, de câte ori este chemată la o emisiune, o înregistrare sau un spectacol, ceva, să o învoiți, pentru că merită să fie în preajma publicului, pentru că are și ce da din glășciorul ei. Și dacă mai îmi dați voie să mai spun pentru doamna Maria Olteanu, deoarece datorită dumneaei m-ați cunoscut și dumneavoastră și mulțumesc foarte mult pentru că pentru mine este ca o mamă și dumneavoastră la fel. Da, păi tu câte mame ai? Păi, mai multe. Să știi că e bine să ai mai multe mame. În afară de mama care te-a născut și ți-a dat viață, ți-a pus un nume, te-a învățat foarte multe lucruri ca tu să le recepționezi până la această vârstă, dar e bine să ai și mame adoptive, știi? Când ai nevoie câte ceva, da. Sar în ajutor, nu? Eu știu din propria experiență. Dar nepoții ai cumva? Nu, deocamdată nu am. Sora ta e mai mare, nu? Da, este la facultate. Are 20 de ani. Are 20 de ani. Ia uziți, doamnă, scumpă să vă trăiască amândouă fetele și pe când jucăm la nunta fetii de 20 de ani, că Mihaela mai are. Poate ne dă un răspuns prin intermediul regiei, să aud în cască aici, să-mi spună și mie exact când cântăm la nuntă, nu? Cine o să fie la nuntă? Eu, bineînțeles. Normal, așa? Dumneavoastră. Maria Olteanu? Doamna Maria Olteanu. Mai ai preferințe așa? Păi, nu prea am preferințe. Ia, mi se spune că la anul. Că la anul vom juca la nunta sorei tale mai mari. Ești de acord? Da, cum să nu. Nu-ți pare rău că ai să o pierzi? Că automat fata când pleacă din casă se duce la bărbat. Și rămâi fără surioară. Și ce ai să faci? Asta e, o să-mi pare rău, da. Până la urmă o să vină și mie timpul să plec și... Trebuie să te obișnuiești, da. Nu tu mai, tu trebuie să mergi mai departe, să urmezi pe sora ta cu facultatea și pe urmă gândul măritișului, nu? Da, uite, ne-a venit iar câteva mesaje din partea
Ilenei din Leu pentru casița la zi aniversară. Vă iubesc mult, doamna Victorița. Mulțumesc frumos. La mulți ani pentru iubitul meu și pentru părinții mei, sărbători fericite, Eli Mari. Văd aici scris. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă vreau să urez multă sănătate și fericire fraților mei, Claudiu George și Sebastian Dondoescu, soțul meu Liviu și, nu în ultimul rând, doamne Victorița Cică, din partea Alinei Dondoescu. Alina, îți mulțumesc din toată inima că recepționezi această emisiune a noastră. Îți doresc să ai parte de tot binele din lume, să treci peste toate necazurile care pe voi știu foarte bine că v-au acaparat. Dar Dumnezeu până la urmă va face lumină și pe strada voastră. Și până la urmă părinții voștri, dacă s-au dus acolo sus, ei vă veghează și vă ajută în tot ceea ce voi v-ați propus. Eu vă urez anul cu sănătate și tot binele din lume tuturor celor care faceți parte din familia Dondoescu. Știu că sunteți o familie numeroasă și știu și n-am uitat niciodată că acel cântec Am crescut și am legănat, l-am dedicat cu mare drag părinților voștri. Ia spune-mi și mie, Mihaela, că tare sunt curioasă. Tu știi să gătești? Da, mă mai ajut pe mama în bucătărie. Deci ai mai fost așa prin bucătărie. Mai furat ceva din calitățile mamei tale de gospodină. Și cam ce îți place ție să faci? Păi, ciorbă. Oh, ciorbă de care? Păi, de burtă îmi place cel mai mult. No. Tocăniță. Uite, mi-a lăsat. Da, ciorbă de legume? Știi să faci? Cu ajutorul mamei. Mai ales acum că trebuie să ne mai curățăm un pic, știi, de ta carne. Dar asta după anul nou. Da, cu ajutorul mamei pot să le fac aproximativ pe toate. Și prăjituri știu să fac. Ce prăjituri știi să faci tu? Plăcinte de mere, chec, frumos. Cornulețe. Deci până la urmă ești cam fetiță bună, așa știi, de măritat, dar mai târziu. Mă, facem ce facem și tot acolo ajungem. Da. Dar nu știu de ce. Poate te mai fac și pe tine să vorbești așa, mai multicel. Poate. Să nu mai stai crispată. Ia spune-mi și mie, când ai fredonat-o prima dată, primele versuri, îți mai amintești? Da, eram la serbare în clasa... La grădiniță? Nu, da, la școală. Cred că eram în clasa a întâia sau a doua. Atunci, la serbare, m-a pus doamna profesoară să fredonez din câteva melodii care le știu eu. Și le-am fredonat copiilor, le-a plăcut. Și mai ții minte așa cam ce ai fredonat pe atunci? Primul meu cântec, Haide din Morguledii, le-am cântat copilul. Ia, fredonează-l și nouă un pic. Haide din Morguledii, haide din Morguledii, până la mândra peste ji, cine te-o prinde lui să fii. Până la mândra peste ji, cine te-o prinde lui să fii. Păi când o-i zici odată, hăi, să săi 70 de voi. Când o-i zici odată, hăi, să săi 70 de voi. 7 voi, 7 vâlcele, 7 voi, 7 vâlcele, până la mândrele mele, care m-am iubit cu ele, până la mândrele mele, care m-am iubit cu ele. Când o-i zici odată, hăi, să săi 70 de voi. Când o-i zici odată, hăi, să săi 70 de voi. Bravo, bravo, ai o voce frumoasă. Dar vreau eu să te întreb, atunci când tu primești costumele naționale, cine ți le recondiționează ție? Cine ți le lucrează? Mami. Mami tău? Da. Mi le mai... Da, multe calități are mama ta. Păi, da, mami, și bunica... Și foarte bine face, foarte bine face că se pricepe la toate, că știi, acum în timpul de azi, dacă nu te pricepi la ceva, trebuie să te duci să plătești. Da. Și să mai scoți iar un ban din buzunar este foarte greu, mai ales în perioada asta, criza asta. Pe tine te afecta criza?
Și pe mine a ajuns, s-a avut la ușă, dar m-am descurcat. Mai am norocul cu bunica, deoarece și ea știe să, la costume, să mi le repare, să mi le, acolo, un petecel, unde trebuie pus. Îi spune mamei, mamei face. Da, ai cântat vreodată la o petrecere sau la o nuntă, unde ți-ai câștigat și tu bănișorul tău până acum? Da, am câștigat la mai multe. Ai câștigat? Da. Bravo ție. Și cum a fost când ai câștigat primii tăi bănuți munciți? Pentru că asta este o muncă, mai ales că trebuie capul pus la contribuție. Deci nu este o muncă fizică, este o muncă psihică. Mi-a plăcut foarte mult, vă dați seama, m-am bucurat și eu pentru acei câți au fost bănișori acolo, dar am știut că sunt pe munca mea făcuți. Și ce ți-ai cumpărat de ei? Să nu-i spui că ai dat mamei. A, nu, nu, nu. Mi-am cumpărat ce am avut eu nevoie atunci, la momentul acela. De, să înțeleg că ei te lasă, părinții tăi, să-ți cumperi ce vrei tu din bănișorii tăi munciți. Cu trudă până la urmă, pentru că asta e meseria pe care tu ți-ai ales-o. Ne-a mai venit o dedicație și dacă îmi dai voie să-i dau citire, familia Tonța urează tuturor soliștilor, telespectatorilor și nu în ultimul rând redacției GTV, un an nou fericit, dar e scris un pic cam, de regulă am grijă să le scriu la mașină. Mulțumim familiei Tonța pentru că urmărește această emisiune frumoasă și cu, bineînțeles, cu o invitată care sperăm noi să ajungă acolo unde ea își dorește cel mai mult, pentru că până la urmă asta e visul nostru al tuturor, al soliștilor, să ajungem acolo unde ne-am dorit noi, pentru că mama ta a venit acum lângă noi și tot în spatele camerei este. Vreau să te întreb, Mihaela, pe tine, ce cadou i-ai făcut mamei tale și care până la urmă dânsa are ca amintire, îl păstrează. Și își amintește așa de acel cadou frumos. Da, i-am cumpărat ca o monstră muzicală și chiar atunci când sunt plecate, de-i vine dor de mine, dă drumul la muzicuță și o ascultă. Da? Da. Și să nu spuneți că o aveți la dumneavoastră. Da. Și am cumpărat și o geantă unde am fost în Turcia cu colegii mei, ansamblul Bulegurețul, și am cumpărat o geantă. Aha, deci, stimați telespectatori, acum o vedeți în imagine pe mama Mihailei Vărzaru. Puteți să faceți cu mâna, doamnă. Toți telespectatorii trebuie să vă cunoască, pentru că ați dat viață unui înîngeraș care, într-adevăr, merită tot respectul, meritați tot respectul nostru. Pentru că ați știut cum să o creșteți și să-i dați ca să-i dați tot ce e mai bun și, bineînțeles, noi știm că dumneavoastră aveți și dumneavoastră greutăți ca fiecare și rupeți de acolo din puțin ca să faceți ceva pentru această drăgălașă fetiță. Te-am întrebat ceva Mi-am amintit, stimați spectatori, mai am și eu câteodată câte un lapsus. Acum am aflat că Mihaela Vărzaru mai pleacă prin turnee, așa, cu ansamblul ei, unde ea colaborează. Păi și nouă de ce nu ne-ai spus? Am uitat să vă spun. Ia, spune-ne și nouă, cum a fost în acel turneu? În Turcia, nu? Da. Așa. Mi-a plăcut foarte mult. A fost puțin greu, deoarece noi am stat la familii de oameni turci. Și nu ne înțelegeam cu ei, numai prin semne, pe internet. Deci acolo așa s-a întâmplat ca organizatorii să vă ducă la acele familii, da, nu? Da, da, da. Așa. Și... Dar au fost primitori cu da, voi, nu? Da, unii oameni au fost de nota 10. Și bineînțeles că și la rândul dumnealor au avut cât un translator pentru că ei nu știu să vorbească românește. Sau vorbească cu ei în engleză. Nu, au fost doi oameni care ne descurcam să vorbim acolo. Așa. Și când trebuia să ne ducem la acele spectacole care le aveam seară de seară, plecam cu familia, mă ducea acolo, mă aștepta până veneam, iar mă lua acasă și așa până a trecut timpul. Și după aceea am mai fost la Constanța
Acolo am avut... De cântat ai cântat acolo, da? Da, am cântat. Ai și dansat? Am și dansat. Și de cântat ce ai cântat acolo? Piesele mele, care le-am și acum. De referință? Da. Care pe tine te reprezintă foarte, foarte mult. Și ai văzut publicul aplaudă? Da, aplauda foarte mult. A fost atât de mulți oameni, de nici nu imaginam. Erau foarte mulți, aplaudau. Cum vă spun, alți oameni poate sunt și mai buni la suflet și mai răi, dar acei oameni au avut un suflet deosebit. Și același lucru l-ai observat și prin festivalurile care tu ai participat, Mihaela? Da. Mă refer la publicul. Faci un fel de, eu știu, de balanță. Cum a fost publicul de acolo din Turcia și cum te primește publicul de aici, din România, când tu participi la un festival? Și știi foarte bine că la un festival capeți emoții, nu ești chiar în formă, precum publicul vede din afară. Dar emoții constructive. Da. Asta văd eu la tine. Emoții constructive, te stăpânești foarte, foarte repede. Cum ți se pare publicul de aici? Păi, mi se pare mai bun decât celelalte, deoarece mă cunosc că sunt gorjanca lor și mă susțin, tot timpul spun că avem și noi o gorjancă și ne mândrim cu ea. Mi se pare un public extraordinar. Păi știi cumva ce, trebuie să mai adăugăm, în afară de Mării, mai sunt și Mihaele care cântă în Gorj. Păi tu numai în Gorj ai cântat? Nu ai cântat și pe aici, prin apropiere de Craiova sau chiar ba în da, Craiova? Ba da, am cântat. Și unde ai cântat? Aici, în Craiova și la Curtișoara, unde este acel muzeu frumos. Am avut mai multe ieșiri, cum ar fi și la Constanța, la concursul Dobrogea Mândră Grădină, unde am obținut locul întâi, mai multe concursuri, la Turceni, pe Dunghița Jiului, unde am obținut locul 2. Cel mai mare concurs care l-am avut până acum a fost Vreau să fiu vedetă, unde am obținut trofeul. Foarte frumos! Vreau să fiu vedetă, unde a fost asta? La televiziunea Antena 1. La televiziunea Antena 1, unde tu ai început să fii recepționată de foarte mulți români. Da, contează foarte mult atât televiziunile naționale, cât și televiziunile locale. Există o diferență între ele. Televiziunile locale te difuzează cât mai mult. Știi foarte da. Bine lucrul ăsta. Și îți recomand acum sfatul, poți să-l iei cum consideri tu, că e bun sau că nu este bun. Dar eu, din propria experiență, pentru că și eu am colindat țara asta în ușii în lat și am filmat cu diferite televiziuni locale, eu chiar și în străinătate am cântat la televiziune, dar vorbim acum de televiziunile acestea locale din țara noastră. Am fost și la Iași, am fost și la Timișoara, am fost și la Severin, am fost, apropo, și la Severin, știi că te-am dus și pe tine. Da. Am filmat câteva videoclipuri de fiecare, împreună cu tine, cu Marian Giura, cu Ionel Stanca, Bendy, spunem noi acum, care deja am format, este formația noastră a televiziunii GTV, care de fiecare dată atunci când avem nevoie de ei, ei cu prontitudine răspund și sunt alături de noi și noi venim să cântăm live, stimați telespectatori, pentru dumneavoastră, pentru că așa ne place, dar de această dată o punem pe Mihaela Vărzaru. Te rog, Mihaela, să treci la locul de cântat, să ne mai încânți cu câteva cântece, de fapt două cântece frumoase, pentru că tu nu ai venit cu multe cântece astăzi la noi, decât cu 8 cântecele, da? Au mai rămas decât 3, acum ne cânți 2 și mai rămâne încă 1, dar stai să dau și o citire unui mesaj, pentru că ne-a mai venit iar la pe acel număr de telefon. Am să încep cu tradiționalul la mulți ani, asta este mesajul meu pentru cei dragi ai mei din familie. Soțul Fane, copiii Maria, Petre și Nicoleta. Eu mă numesc Racovițeanu Melania din Breasta, doamna Victorița și domnișoara Mihaela. Deci vezi că până la urmă îți pronunță numele. Sunt Nicu din Făcăi. Toate cântecele din seara asta, doamna Victorița, să fie pentru familia mea, soția, copiii, nepoții și toate neamurile mele și pentru dumneavoastră postul GTV. Vă mulțumim din toată inima.
Îi stă bine domnișoare Mihaela cu, în costumul național. Frumos! De vezi, până la urmă, publicul și telespectator te examinează și ca și cum stă pe scenă și în costum național. Doamna Vitoriță, felicitări, este minunată, isteață și ambițioasă. Vă doresc numai bine pe mai departe și succese amândurora. Vorbele frumoase sunt din partea familiei Macreanu, Ion și Viorica din Valea Vlăicii. Vă mulțumim din toată inima familiei Macreanu pentru cuvintele frumoase și pentru această minunată domnișoară care va aduce cântece din repertoriul ei. Pentru dumneavoastră, Mihaela Vărzaru. Spune-mi, neicuță, că mă iubești.
stimați telespectatori, aceste cântece vreau să le dedic din toată inima, în mod special domnului Ciobotea. Îi mulțumesc pentru urările frumoase care mi le-a făcut la telefon și în special pentru aceste sărbători, pentru Crăciunul care a trecut și bineînțeles pentru nou an. Și eu același lucru, îi doresc un la mulți ani sănătate, că dacă avem sănătate le facem pe toate. Același urări aș vrea să dedic și familiei Iordăchescu, domnului Lucian și doamnei Mariana din toată inima mea, pentru că au fost și sunt alături de mine. Aceleași urări familiei Șerbanelu și Marga. Aceleași urări vreau să dedic în mod special prietenilor mei și al meu și ai mei și al soțului, să zic așa, Mirabelei și lui Cosmin Gagiu, care bineînțeles sunt prietenii noștri de suflet și îi apreciem în ceea ce fac, pentru că pun atâta muncă ca totul să iasă bine aici în televiziune. Și vreau să urez un la mulți ani și le mulțumesc că, nu știu, m-au suportat și mă suportă celor din regie, colegilor mei, cameramanii, pentru tot ceea ce fac ei și pentru că pun și ei suflet. Da, în caz că deja au început să tușească. Da, să știți că urările vin din suflet pentru întreaga echipă a televiziunii GTV, pentru că este a doua familie a mea, din suflet spun acest lucru, încă o dată mă repet. Eu sunt un om direct, un om care spun omului ce am pe suflet atunci când mă supără, spun, și atunci când face bine, iar spun. Ce vroiam să zic eu, Mihaela, eu am urmărit la tine că deja ai preluat și din repertoriul Mariei Lătărețu. Da, am preluat o piesă. Și ai făcut foarte bine. Da, pentru că este din zona Gorjului și este bine să iau și la dumneai, deoarece am făcut școala populară la Târgu Jiu, da. Și este numită Maria Lătărețu, acea școală. Dar cine ți-a creat ție textele tale, care tu le cânți așa cu mare drag? Mi l-a creat un om foarte drag mie, pe care îl iubesc și îi mulțumesc pentru că a făcut ceva deosebit pentru mine. Este domnul Nelu Pochea, tot de acolo, de la Plopșoru, Sazul Izvoare, și îi mulțumesc foarte mult pentru că m-a ajutat cât a putut, dar m-a ajutat. Și liniile melodice? Liniile melodice, domnul, un domn de la Rovinari, Nelu Ciulin, pe care pe această parte îi mulțumesc foarte mult. Și dacă mai am nevoie, cred că o să mă aduc tot la domnul. Cred că o să te ajute, pentru că dumnealui deja îți cunoaște stilul, pentru că trebuie să te duci și la oamenii care te-ai adaptat și ai lucrat cu dânsii, mai ales că îți cunoaște și timbrul vocal, dar am uitat să mai fac o dedicație specială pentru domnul Nicolae Bălașan, în mod special. Îl salut și nu numai pe dânsul, și pe doamna și întreaga familie a dumnealui. Și dumnealui îi mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și că tot timpul a fost alături de mine. Dacă ai un gând de încheiere, că până la urmă timpul este dușmanul nostru, Mihaela, mie îmi pare rău că se termină această emisiune frumoasă. Mie mi-este drag să stau de vorbă cu tine și să fiu alături de telespectatori, dar va intra publicitatea peste noi dacă nu ne grăbim. În primul rând vreau să vă mulțumesc dumneavoastră pentru tot ce ați făcut pentru mine și ce faceți, telespectatorilor, pentru că stau în fața televizoarelor și ne ascultă cu mare drag, tuturor celor care mă cunosc, și sper ca anul viitor să fie plin de bucurie, de belșug și tot ce își doresc ceilalți oameni. Și la anul ne promiți că ne vei călca din nou pragul? Cu mare plăcere. Și ne vei aduce din nou cântece frumoase din repertoriul tău? Da, o să vă aduc 10 piese din repertoriul meu.
Sfatul meu este să nu te grăbești cu atâtea cântece înregistrate, pentru că tu ai o voce în formare cam până pe la 20-21 de ani. Și eu zic că este suficient câte cântece ai înregistrate, 8 cântece care te reprezintă. Aceste cântece, tu dacă le cânți de mai multe ori, ele vor intra la sufletele telespectatorilor și cu cât intră la sufletele telespectatorilor, cu atât te îndrăgești și mai mult. Eu îți doresc sănătate multă, Mihaela, pentru că sănătatea este cea mai de preț. Îți doresc să ajungi acolo unde tu îți dorești din toată inima ta. Îți doresc să ai parte de tot binele din lume, să stai aproape de părinți, să-i asculți, să fii cât mai bună la suflet cu cei din jur, cu colegii tăi de la școală. Niciodată să nu îți schimbi caracterul, să rămâi aceeași cum ești tu, să nu te schimbe nimic în această viață. Iar mie îmi rămâne să fac și o urare telespectatorilor de sfârșit, de această dată chiar de sfârșit de an, pentru că asta este ultima emisiune pe acest an, Cântecul și Voia Bună. Eu am crezut că data trecută urma să fie astăzi o retrospectivă, dar din fericire pentru mine, Mihaela Vărzaru mi-a fost alături. Stimați telespectatori, eu vă doresc un an cu împliniri, sănătate multă, că e mai bună decât toate, în preajma sărbătorilor și de sfârșit de an să fiți alături de cei mai dragi care aveți dumneavoastră la suflet și începutul anului să-l aveți cu bine, pentru că dacă începeți cu bine, se spune că tot anul așa o să țineți. Doamne ajută, și până la următoarea emisiune cu un nou invitat, eu nu vă spun decât la revedere și Victorița Cică vă iubește din toată inima cu întreaga echipă a televiziunii GTV și un nou la mulți ani! În această perioadă specială, El Greco mulțumește clienților, colaboratorilor și angajaților și le urează sărbători fericite alături de cei dragi. El Greco vă dorește un an nou plin de realizări și vă așteaptă să petreceți momente de neuitat într-un cadru select. El Greco vă urează la mulți ani!
Complexul comercial Articus vă așteaptă în centrele sale din toată Oltenia. Aici găsești mobilă, perdele, covoare, lustre, electrice și electrocasnice, uși de interior și exterior, toate în acord cu ultimele tendințe. Articus, producător de mobilier de toate tipurile, bucătării, dormitoare, sufragerii, mese, birouri, colțare și canapele. Totul pentru casa ta la cele mai mici prețuri. Articus urează la mulți ani angajaților și clienților săi. Vrei să întâmpini noul an într-o atmosferă de poveste la prețuri fără concurență? Visul tău devine realitate la hotel-restaurant Euforia. Hotel Euforia vă pune la dispoziție 20 de camere, personal care să vă satisfacă toate cerințele. Organizăm cu stil toate evenimentele importante din viața ta. Cu noi poți avea o nuntă selectă și primești cadou o cameră de vis pentru noaptea nunții. Te așteptăm într-un decor deosebit, atmosferă rafinată și meniuri speciale. Hotel-restaurant Euforia. Dorința permanentă de a ne mulțumi clienții și priceperea cu care am adus și aducem pe mesele craiovenilor zilnic cele mai proaspete și ieftine produse din carne ne deosebesc și ne fac să fim prima dumneavoastră alegere din 1991. Casa Corina, magazin cu o bogată tradiție în comercializarea cărnii tranșate de pui, porc și curcan. Produsele din carne Casa Corina sunt o marcă a bunului gust. Casa Corina, în piața centrală, carmangerie cu tradiție. Hotel-restaurant Casa Cutei vă așteaptă într-o ambianță selectă să petreceți sărbătorile de iarnă. Casa Cutei dispune de 15 camere spațioase de o eleganță selectă și un restaurant de 120 de locuri într-o atmosferă cafe-concert. Delicat Express vă oferă bucate delicioase la prețuri pentru orice buzunar. Delicat Express vă urează la mulți ani și vă așteaptă și în noul an în locațiile sale. Delicat Express, prețurile practicate sfidează orice concurență. Complex hotelier Helin Aeroport, cel mai modern loc din orașul tău, dispune de 58 de camere. 3 săli de conferințe, 2 săli de restaurant de 300 și 450 de locuri, 2 cluburi. De curând am deschis primul bazin de înot acoperit din Craiova, unde te poți bucura de piscină, saună și jacuzzi. Helin, locul ideal pentru nunta ta. Nazaret, pentru tine și casa ta. Nazaret este locul unde vei găsi mereu tot ce îți dorești. Aici totul este așa cum ai visat. Frumos, elegant și de calitate. Mobilă, electrocasnice, electrice, parchet, covoare și decorațiuni interioare. Toate la Nazaret, strada Decebal, numărul 6. Nazaret, pentru tine și casa ta. Nazaret urează tuturor clienților și colaboratorilor săi sărbători fericite. Emilio continuă să te surprindă cu cele mai atractive oferte. O varietate de oferte destinate ție. Nu rata! Ristorante Emilio și Pane in Vino. Comandă o pizza și vei primi o băutură gratis. Dacă te hotărești la două, ai două băuturi gratis. Iar la patru pizza comandate, primești o pizza gratis. Te-ai încurcat în atâta oferte? Sună la 0765 69068. Iar ca să te mulțumim pe deplin, cu 12 lei poți servi meniul zilei. Ristorante Emilio și Pane in Vino. Cartier Brazda lui Novac, complex nou. Sece Baca Frig Impec SRL comercializează vitrine și camere frigorifice la cel mai bun preț de pe piață. La noi găsești mobilier frigorific de cea mai bună calitate importat din Italia, Portugalia, Polonia, Lituania și Grecia. Pentru afacerea ta la Sece Baca Frig Impec SRL găsești și camere frigorifice industriale. În plus, la cerere asigurăm designul magazinului de prezentare. Noi îți oferim livrare din stoc cu transport gratuit și beneficiezi de garanție și service. Te așteptăm la Sece Baca Frig Impec SRL din cartier Bariera Vârcii, numărul 19. Telefon 0351 807 607 sau 0766 264-144. Baca Frig urează tuturor colaboratorilor și angajaților sărbători fericite și la mulți ani. Îți dorești o petrecere reușită, dar nu ai ales locația? Glamour Bistro satisface cele mai exigente gusturi într-o ambianță senzațională, cu un personal foarte bine pregătit. Doar la Glamour Bistro savurați preparate cu specific franțuzesc, spaniol, italian și românesc. Toate acestea le poți comanda și acasă la 0743 175 868. În curând, Glamour Bistro vă obligă la distracție. Organizăm petreceri de karaoke, stand-up camera și muzică veche la Glamour Underground. Glamour Bistro urează clienților și angajaților un sincer și călduros la mulți ani. Vrei lucrări de calitate în domeniul construcțiilor civile și industriale? Alege Recon Enescu Company.
realizăm alimentări cu apă și canalizări, drumuri și platforme, tâmplărie din aluminiu și PVC. Recon Enescu Company vine în sprijinul dumneavoastră. Cu prilejul sărbătorilor de an, Recon Enescu Company mulțumește colaboratorilor, beneficiarilor și angajaților și vă urează un an nou fericit.